dorit Mesie vino, de veacuri multe așteptat, durerea nouă alină, ne scapă de păcat. Emanuel, nu-ntârzia, în lume a te arăta, s-o scoți din rătăcirea-i grea. Dorit Mesie vino, de veacuri multe așteptat, durerea nouă alină, ne scapă de păcat. Smeriți cu toții, te rugăm, și mila-ți, Doamne, așteptăm, ca iarăși să ne bucurăm. Dorit Mesie vino, de veacuri multe așteptat, durerea nouă alină, ne scapă de păcat. Lăudat să fie Iisus Hristos! Bun venit, bun revenit, sper să fie mai degrabă un bun revenit la această oră de cateheză, ocazie extraordinară pentru ca noi să continuăm să ne pregătim pentru a celebra, așa cum se cuvine, solemnitatea nașterii Mântuitorului. E un drum, e un parcurs care ne ajută ca, ajungând la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, să putem spune, cu ajutorul acestor cateheze, că am crescut. Am crescut în credință și am deschis mai mult inima pentru a-L primi pe Mântuitorul. Începem această oră de cateheză, bineînțeles, așa cum suntem obișnuiți, cu rugăciunea, cea care să ne predispună să primim învățătura. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, vine Domnul. El este regele măririi. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râuri. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Acesta va primi binecuvântarea de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Aceasta este generația celor care îl caută pe El, al celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Doamne Iisuse, copil blând din Betlehem, ajută-mă să mă apropii cu sufletul deschis de misterul nașterii tale. Pătrunde în inimile oamenilor cu pacea ta, atât de mult dorită de ei. Te rugăm, ajută-ne să ne cunoaștem mai bine și să trăim în mod fratern ca fii ai aceluiași Tată. Descoperă-ne frumusețea, sfințenia și puritatea ta. Trezește în inimile noastre iubirea și recunoștința pentru infinita ta bunătate. Unește-ne pe toți în dragostea ta și dăruiește-ne pacea ta cerească. Amin.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. A patra cateheză în această perioadă Adventului, preasfințite, suntem siguri că nu ați obosit, mai ales că veți avea și partea a doua în timpul postului mare. Credem că doar a fost așa o încălzire, astfel încât să continue aceste cateheze pentru întreg poporul lui Dumnezeu. A patra cateheză și ultima, înainte de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, cu tema în așteptarea venirii lui Mesia. Cum spunem noi, numai mâine, nu-i poi mâine, se apropie sărbătoarea nașterii Mântuitorului și cu această cateheză vrem să fim mai pregătiți pentru a o celebra așa cum se cuvine. Așteptare. E cuvântul care este specific Adventului și cred că fiecare dintre noi avem acele momente în care ne este greu să așteptăm. De câte ori nu stăm noi la coadă, nu știu unde, și vine cineva din spate și parcă vrea să ne ia mai în față, să ne depășească, nu mai spun zilele acestea, în trafic chiar se exercită răbdarea și așa mai departe. Dar e vorba în timpul Adventului de o altă așteptare și încercăm să înțelegem în seara aceasta cu ajutorul catehezei. Există o piesă de teatru, cred că ați auzit de ea, Așteptându-l pe Godot. Este Samuel Beckett, un dramaturg irlandez. E o piesă de teatru în care două personaje, Vladimir și Estragon, așteaptă un alt personaj, Godot. În schimb, nu știu cine este acesta, nu știu nici măcar de ce l-așteaptă. La un moment dat, așteptarea este aproape disperată pentru că nu găsesc niciun sens și există o replică extraordinară. La un moment dat, Estragon, unul din personaje, spune: și dacă totuși ajunge, pentru că nu știau ajunge sau nu ajunge, chiar la un moment dat decid să se spânzure pentru că așteptarea nu avea niciun sens. Și spune: și dacă totuși ajunge? Și celălalt personaj, Vladimir, răspunde: atunci suntem salvați. Mai mult decât această replică, așteptarea venirii lui Mesia e cea care dă sens drumului nostru din perioada Adventului. Cum suntem chemați să-L așteptăm pe Mântuitorul? Ce sens are așteptarea noastră? De la cine putem învăța să așteptăm în mod rodnic? Sunt convins că cateheza din seara aceasta a preasfințitului Iosif va răspunde la aceste întrebări. Important este ca noi să avem inima deschisă și de aceea vă invit să-L invocăm pe Duhul Sfânt cu a noastră cântare. Sanctus Spiritus,
care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Dragi surori și frați întru Hristos, suntem în luna decembrie și luna decembrie, din punct de vedere civil, calendaristic, este ultima din an. Dar din punct de vedere bisericesc, este prima din an. Deci noi, creștinii, suntem la începutul anului bisericesc și acest început de an bisericesc se numește Advent. Și v-am explicat, Advent înseamnă venire, cu gândul la venirea lui Dumnezeu pe pământ. Și de aceea, cele patru duminici, cum avem în ritul nostru latin din timpul Adventului, ne pregătesc pentru venirea lui Hristos la noi. Și am decis de la început ca în timpul Adventului, în fiecare săptămână, să fac o cateheză legată de textele biblice ale duminicii, cele patru duminici. Suntem acum în preajma ultimei duminici din Advent, cea de-a patra. De aceea și lumânările care le vedeți aici la coroană indică unde ne aflăm în drumul nostru spre Crăciun. Sunt patru, reprezentând cele patru duminici. Trei sunt aprinse, mai este una. Peste trei zile vom aprinde și a patra lumânare, semn că se apropie Crăciunul și lumina de la coroană, vedeți, tot crește de la o duminică la alta, așa cum trebuie să crească în sufletele noastre lumina Harului lui Dumnezeu. Hristos este lumina. Venind pe pământ, a venit să împrăștie întunericul răului din lume, iar noi suntem chemați, așa cum El ne-a învățat, să fim lumina lumii, asemenea Lui și împreună cu El. Vă reamintesc cele patru cateheze. În prima duminică v-am vorbit despre veghere. Titlul catehezei, vegheați, mântuirea este aproape, Domnul vine, a venit, vine și va veni. V-am explicat. În a doua duminică, tema a fost pregătiți calea Domnului. Dacă Domnul vine și El nu este oricine, El este Împăratul împăraților, Domnul domnilor, Dumnezeu adevărat, care a luat fire omenească și dacă este așa de importantă persoana Lui și pregătirea trebuie să fie pe măsură, pregătiți calea Domnului. Și am văzut cum Ioan Botezătorul ne învață cum să pregătim calea Domnului, venirea împăratului la noi. Duminica trecută v-am vorbit despre propriu-zis venirea lui Mesia. Aceasta a fost tema catehezei, venirea lui Mesia. Și v-am ajutat prin textele biblice să înțelegem bine, cât mai bine, această venire a lui Mesia, să-i gustăm venirea lui și să întărim legăturile noastre de prietenie, de apropiere cu Domnul care vine. Iar astăzi, ca pregătire pentru ultimul drum spre Crăciun, tema deja anunțat-o Părintele Felix, în așteptarea venirii lui Mesia.
și vom fi atenți duminică la textele biblice care ne vor ajuta să înțelegem această venire foarte apropiată a lui Iisus în mijlocul nostru. Vă invit așadar să aprofundăm în această seară la cateheză nașterea lui Iisus. Nu este Crăciunul în seara aceasta, dar Biserica deja ne ajută ca să medităm asupra nașterii lui Iisus. Nu mai trebuie să fie aprinse beculețele și parcă ar fi Crăciunul. Nașterea lui Iisus și momentul în care Iosif, în vis, a primit de la un înger vestea că Maria, logodnica sa, s-a aflat însărcinată prin puterea Duhului Sfânt. Cateheza ne va apropia, vom vedea, de misterul familiei sfinte de la Nazaret, acolo unde se aflau Maria, tânăra fecioară, care a primit vestea Arhanghelului Gabriel, și Iosif, logodnicul și apoi soțul ei, și el, de asemenea, feciorelnic. În familia lui Iosif și a Mariei, cel prea înalt Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, și-a destăinuit puterea iubirii sale și a făcut să se întrupeze cuvântul vieții, cum spunem noi tot timpul Adventului, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Și cuvântul este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul vieții în persoana lui Iisus, Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Acesta este marele mister al întrupării Fiului lui Dumnezeu. Să intrăm acum în detalii. Este foarte cunoscută profeția din Vechiul Testament, din profetul Isaia, capitolul 7 cu 14, versetul 14. Iată fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel. Este o tainică profeție făcută cu sute de ani înainte și care profeție avea să se împlinească tocmai în locuința aceea simplă de la Nazaret. Însuși Domnul i-a încredințat lui Iosif, om drept din casa lui David, semnul prezis în această carte a lui Isaia. Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu. Timpul așteptării împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu a luat sfârșit. Și a luat sfârșit prin venirea lui Iisus în această familie modestă de la Nazaret. Iosif și Maria, Maria și Iosif. Să ne oprim la primul punct al catehezei, tocmai asupra acestor două personaje care revin în aceste zile premergătoare Crăciunului, Iosif și Maria. Și insist asupra, veți vedea, asupra lui Iosif, Sfântului Iosif. Nu pentru că eu îi port numele și ca mine mulți alții, și aceasta sunt mândru că îi port numele, dar datorită rolului pe care l-a avut în planul lui Dumnezeu Iosif pentru întruparea cuvântului, pentru venirea Fiului Său, Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Chiar la începutul Evangheliei, după Sfântul Matei, cei care veniți zilnic la biserică ați putut auzi în prima zi a acestei săptămâni, când am început de altfel și novena de pregătire sau octava premergătoare Crăciunului,
Am ascultat la Evanghelie o lungă genealogie, înșiruire de nume, parcă ne plictisea, auzind atâtea și atâtea nume, așa numită genealogie, care se încheie cu aceste cuvinte, Evanghelia după Matei. Iacob l-a născut pe Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel numit Hristos. Și avem în această genealogie trei serii de câte 14 generații, trasând astfel arborele genealogic care pornește de la Abraham, ajunge la David, regele, și se împlinește în Hristos. Ce voia Matei, de altfel, de multe ori citind Evanghelia lui, el sublinează, s-a împlinit tot ceea ce s-a profețit. Ce s-a profețit în Vechiul Testament s-a împlinit în Noul Testament. Și vrea să spună că Iisus, făcându-se om, Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om, el a fost cu adevărat om. Și de aceea Evanghelistul Matei sublinează această serie de către trei a 14 generații, până de la Abraham, David, până la Hristos. Voind să arate că el s-a făcut cu adevărat om. Putem vedea în istoria acestor generații un dialog între Dumnezeu și om. O cale lungă, presărată cu fidelitate și binecuvântare, cu așteptare și cu împlinire. Ultimul descendent din seminția lui David este chiar Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria, iar Fecioara Maria era soția lui Iosif. Maria l-a zămislit pe Iisus de la Duhul Sfânt, adică de la Dumnezeu. Iisus, Fiul Mariei, are așadar o origine divină, pentru că vine de la Tatăl, de la Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, dar datorită lui Iosif, de aceea sublinez cuvântul sau acest personaj, acest Sfânt Iosif, datorită lui Iosif, Iisus face parte din descendența casei regale a lui David, neamul lui David, neam regesc. Datorită lui Iosif, Iisus provine din această familie regală, chiar dacă Iosif nu era tatăl de sânge a lui Iisus, ci numai tată purtător de grijă. Evanghelia sublinează acest aspect. Iisus este ultimul din cartea genealogiei Evangheliei după Sfântul Matei, care și are rădăcinile în patriarhul Abraham și în regele David. Evanghelistul Matei notează cu atenție că Maria era logodită cu Iosif. Și să vă explic un pic problema aceasta a logodnei. Logodna de atunci nu avea sensul logodnei din zilele noastre. Conform obiceiurilor timpului, căsătoria avea două momente distincte. După exprimarea consimțământului celor doi, care îi lega juridic pe miri, mireasa locuia în casa părintească aproximativ un an de zile, înainte de a locui împreună. După exprimarea jurământului, mireasa locuia în casa părintească aproximativ un an de zile, până în ziua în care mirele o aducea în casa lui, deci după un an de zile, ca să aibă împreună o viață de familie împreună. Timp de un an de zile, mireasa rămânea în grija tatălui. Acest fapt devenise o practică în Galileea de acum 2000 de ani,
deoarece fetele se logodeau între vârsta de 12 și 15 ani. Așa a fost și Fecioara Maria de la Nazaret. Relatarea nașterii lui Iisus Hristos începe cu un fapt mai puțin obișnuit. O să auziți în Evanghelia de Duminică. Iosif a aflat că logodnica sa, încă nu soție, că logodnica sa, Maria, era însărcinată. Și vă puteți închipui un mire care află că mireasa, logodnica, că n-ajung la cununie, așteaptă un copil, este însărcinată și știe că nu e a lui. Ca să înțelegem în ce situație a fost pus Iosif, când a aflat în timpul logodnei, când logodnica stătea la casa părintească, află că este însărcinată, că așteaptă un copil. Evident, era foarte dificilă și delicată această situație în care se afla Iosif. Fiind însă un izraelit care respecta legea, că spune Evanghelia despre Iosif că era bărbat drept, fiind un izraelit care respecta legea Domnului, dar pe de altă parte o iubea foarte mult pe logodnica sa, Maria. Voia să o protejeze pe de o parte, iar pe de altă parte să nu se opună misterului care se împlinea în ea. Știa deja despre planul divin, cum ne spune Sfântul Matei în capitolul 1, versetul 18 al Evangheliei care îi poartă numele. Știa deja despre planul lui Dumnezeu, dar ca să vă dați seama ce decizie să iau eu acum, se gândea Iosif. Să dea înapoi oare de la misterul divin? Era pus într-o situație foarte, foarte dificilă. Iosif se gândea recules la viața sa, dar se gândea și la viața Mariei, se gândea și la viața copilului pe care îl purta în sânul ei feciorelnic. Și era sigur că nu-i copilul meu. Se gândea la toate. A fost pus într-o situație foarte dificilă, foarte grea. Dar nu era convins prea bine de ceea ce trebuia să aleagă. El era un om drept, pătruns de milostivire și de credincios voinței lui Dumnezeu. În acel moment, din respect pentru Maria, pe care vă spuneam că o iubea foarte mult, logodnica sa, a luat hotărârea aceasta. Nu vreau să o expun unei primejdii, o voi părăsi în ascuns. Credea că în acest mod ar fi putut evita nu numai judecata din partea oamenilor, dar mai ales prejudecățile celor cunoscuți. Știți cum bârfește și vorbește lumea în astfel de situații? Și voia să o lase în ascuns. Și pe când, spune textul Evangheliei, pe când cugeta el la acest lucru, atunci un înger al Domnului i-a apărut în vis, sublinem, lui Iosif și i-a adus următorul mesaj. Citesc din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 1, versetele 20 și 21. Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale. Iată-l pe Iosif, de data aceasta lămurit de Dumnezeu în vis, ce trebuie să facă ca să poată ieși din încurcătura în care se afla. Și acum trecem la punctul al doilea al catehezei, care este esențial, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Copilul pe care
Fecioara de la Nazaret îl purta în sânul ei, era Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dar să revin puțin la vis. Visul este un mijloc de care Dumnezeu se folosește pentru a le dezvălui oamenilor planul său de mântuire. Dumnezeu îi vorbește lui Iosif în vis printr-un înger. Iosif știa că Scriptura conține multe mesaje pe care diferiți oameni importanți, dacă citim Vechiul Testament, constatăm și observăm ușor acest lucru. Diferiți oameni importanți au primit mesaje de la Dumnezeu prin îngeri, în timpul visului. Îngerul este trimisul lui Dumnezeu, iar Iosif știa foarte bine acest lucru. Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său ca să mă ajute în situația dificilă în care mă aflu acum. De aceea el primește cu încredere acest mesaj venit de la Dumnezeu prin înger în vis, știind că originea copilului era de la Dumnezeu, copilul care se afla în sânul Fecioarei Maria. Zămislirea acestui copil era opera lui Dumnezeu, opera Duhului Sfânt. Din momentul în care a văzut că Duhul Sfânt a coborât asupra logodnicei sale și soției sale, deci nu un alt bărbat, ci Dumnezeu însuși, printr-un fapt unic în toată istoria lumii, Dumnezeu, Duhul Sfânt, cu puterea creatoare în mijlocul oamenilor, este prezent în viața Mariei, atunci Iosif a acceptat să împlinească ceea ce i-a cerut îngerul, să-și asume rolul în planul de mântuire a lui Dumnezeu. A depășit dificultățile pe care le avea și a luat-o atunci la sine, în casa lui, pe Maria. Nu te teme, Iosife, să o iei pe Maria în casa ta. Ia-o, ceea ce s-a zămislit în ea. Copilul pe care ea îl poartă în trupul ei este de la Dumnezeu. Nu te teme, ia-o la tine și a luat-o. A depășit dificultățile pe care le-a avut. El este acela care trebuia să o ia de soție pe Fecioara Mamă. Fecioară Mamă. Nu s-a mai pomenit niciodată. Singurul caz în toată istoria lumii, Fecioară și totuși Mamă. Din grecescul Partenos, adică Fecioară, cu referire apoi la ebraicul Alma. Ați auzit în limba latină, Alma Redemptoris Mater, cu referire la Preacurata Fecioară Maria, Mama Mântuitorului, Răscumpărătorului Lumii, Alma însemnând femeie tânără și să-i dea copilului numele, Iisus. Primindu-l astfel în casa lui, e vorba de Iosif, pe cel care este fiul Mariei după trup, deci fiul Mariei după trup și totodată fiul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Deci vedeți că problema referitor la nașterea lui Iisus e cu totul diferită față de celelalte nașteri, nașterea noastră, a celor care au locuit și vor locui pământul pe care ne aflăm noi. Totul este misterios, miraculos, cu totul excepțional în nașterea lui Iisus. De aceea, sărbătoarea nașterii lui Iisus aduce atâta bucurie în sufletele noastre, știind că Iisus a avut o mamă fecioară și un tată purtător de grijă feciorelnic. Maria, mare este această misiune pe care Iosif o vedea pe calea vieții sale. A colabora în mod liber cu iubirea și cu iubirea la planul lui Dumnezeu. Iosif, haideți mereu revin asupra lui Iosif, că, pentru că el va fi scos în evidență mereu, apropiindu-ne de nașterea, de sărbătoarea Crăciunului.
Iosif a acceptat conștient rolul de tată purtător de grijă și el a pus cu multă bucurie numele Emanuel. Copilului din sânul logodnicei și soției sale, Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Copilul era Dumnezeu care a acceptat să se facă om, să ia firea noastră omenească, să vină în lumea noastră. Numele Emanuel înseamnă, reținem, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu este cu noi. Și destăinuia lucrul acesta prezența continuă a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Dumnezeu niciodată n-a părăsit omenirea, chiar în ciuda răutății oamenilor, a păcatelor care s-au tot înmulțit pe fața pământului. Nimeni nu putea să salveze această omenire înglodată până peste cap în păcate decât numai Dumnezeu. Și a făcut-o într-un mod care ne uimește pe toți. Al treilea punct al reflecției, al catehezei de astăzi, împlinirea profețiilor mesianice. Cum vă spunea despre evanghelistul Matei, el urmărește în Evanghelia sa să arate că toate s-au împlinit, așa cum au fost prescrise în Vechiul Testament de Dumnezeu. Toate profețiile făcute în Vechiul Testament, ne spune Matei în Evanghelia lui, toate s-au împlinit, ca să se împlinească cuvântul care a fost spus. Prezența lui Dumnezeu este darul cel mare, harul divin, întotdeauna oferit și niciodată impus sau meritat. Avem profețiile în Vechiul Testament și Evanghelia în Noul Testament, împlinirea profețiilor. Experiența milenară a lui Israel și viața publică a lui Iisus destăinuie tocmai continuitatea, continuitatea armonioasă și tainică a revelației divine și a alianței dintre Dumnezeu și oameni. Profețiile conțineau deja misterul Fecioarei Maria, mama lui Iisus, din ebraicul Iesuah, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, Iisus. De asemenea, istoria sacră avea să confirme misiunea lui Iosif, soțul Mariei și tatăl purtător de grijă a lui Iisus. Toate promisiunile, repet și insist, toate promisiunile făcute mai întâi descendenței lui David, toate s-au împlinit într-un mod admirabil. Unde? În locuința simplă, sărăcăcioasă și sfântă de la Nazaret. S-au adeverit la Betleem prin nașterea în simplitate totală a lui Iisus. Noi cântăm și când am participat la concertul ținut de Juvenes Ecclesiae, aici duminică seara în catedrala noastră, la final am îndemnat să se cânte orice veste minunată. Și dacă suntem atenți, noi tot cântăm, dar să pătrundem puțin cuvintele pe care le rostim în această minunată colindă. Orice veste minunată. Astăzi s-a născut cel fără de început. Cum au zis prorocii, vedeți? Cum au zis profețiile. Astăzi s-a născut cel fără de început, care e Dumnezeu, care n-are început și nici sfârșit, cum au zis prorocii, ce s-a prevestit, ce spuneam eu de profețiile făcute și continuitatea, îndeplinite în Noul Testament, astăzi, în ziua de Crăciun. S-au împlinit profețiile, multele profeții care s-au făcut despre venirea lui Iisus, a lui Dumnezeu pe pământ. Profețiile s-au împlinit în persoana lui Iisus. El este Fiul Fecioarei. El este Dumnezeu cu noi, Emanuel. Iisus este Mesia, cel care a fost așteptat veacuri de-a rândul, după care lumea a suspinat și noi retrăim în Advent, în cântările frumoase pe care le avem, această așteptare de veacuri.
retrăim în fiecare an, la începutul anului bisericesc, ca să putem apoi trăi cu mare bucurie evenimentul istoric de acum 2000 de ani, care trebuie să fie mereu actual pentru noi, venirea lui Dumnezeu pe pământ. Acesta e Crăciunul. Acesta trebuie să ne umple inimile de bucurie. Nu bradul împodobit, și acesta ne folosim de, v-am mai spus și voi sublinea mereu, bradul împodobit, luminile, vedeți străzile așa de frumoase, roata asta mare care s-a pus acum în Iași și se dau mulți în Trânsa și multe altele. Acesta este decorul exterior care ar trebui să ne ajute pe toți să pătrundem în misterul Crăciunului, frumusețea Crăciunului, strălucirea Crăciunului, adică a lui Dumnezeu care a venit la noi. Ce frumos este să trăim creștinește Crăciunul. Cei care se mulțumesc numai ca să celebreze Crăciunul numai cu o mâncare bună, o băuturică bună, o îmbrăcăminte nouă, colindele mergând de acolo, făcând cadouri sau primind, nu vor simți niciodată adevărata bucurie pe care Dumnezeu ne-a făcut-o la Crăciun. Ni l-a dat pe Fiul Său și ni l-a dat ca să ne mântuiască, să ne ofere șansa de a ne reabilita de acolo de unde am căzut datorită păcatului. El este Salvatorul nostru. Dumnezeu l-a trimis în lume să se nască și să crească, să ne mântuiască, spunem în finalul aceluiași colind o ce veste minunată. Cel mult așteptat de poporul lui Israel nu este venit de nicăieri, ci este om adevărat. Deci nu a apărut așa de pe undeva. El este om adevărat, cum ați văzut din genealogia pe care ne prezintă evanghelistul Matei. Om adevărat face parte din arborele genealogic al casei regale a lui Iuda. Pentru că în această genealogie apare undeva pe la mijloc David, regele David, și apoi Iosif, care se trage din spița regală a lui David, de neam regesc. Și pentru că el era soțul feciorelnic al Mariei și tatăl purtător de grijă lui Iisus, datorită lui, Iisus este numit fiul lui David, așa cum a fost profețit. El avea să se arate ca unul care slujește în mijlocul celor umili și simpli, de aceea s-a născut în cea mai neagră sărăcie, ca la el să aibă acces toți, și în primul rând privilegiații lui Dumnezeu, care sunt săraci, necăjiți, abandonați, uitații de soartă, cum spunem noi, și așa mai departe. El a venit să slujească în mijlocul celor umili și simpli ca unul plin de milostivire față de bolnavi, față de păcătoși. Iisus avea să ducă la îndeplinire toate promisiunile făcute de Dumnezeu, aducând vestea cea bună și oferind mântuirea nu numai poporului ales al lui Dumnezeu, ci tuturor națiunilor de pe fața pământului, deci românilor și nouă celor de la Iași. Suntem beneficiari ai acestei mântuiri pe care ne-a adus-o Fiul lui Dumnezeu, întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară. Și acestei fecioare, Iosif i-a fost logodnic și apoi soț. În lectura a doua veți auzi duminică un fragment chiar de la începutul scrisorii Sfântului Paul către romani, ca să vedeți care legătură cu ceea ce v-am explicat în această cateheză. Cine era Paul? Fostul Saul, prigonitor al creștinilor, dar convertit în drumul spre Damasc. Era fariseu din Tars, plin de zel pentru învățătura înaintașilor săi, dar mai apoi, după convertire, devine slujitorul lui Hristos Iisus, chemat să fie apostol, apostolos trimis, ca și ceilalți apostoli, deși a fost chemat într-un mod special,
a fost trimis și el unde? Să vestească Evanghelia. Paul avea să-și dedice cu totul viața vestirii Evangheliei lui Dumnezeu și convins de faptul că promisiunile lui Dumnezeu din vechime s-au realizat în persoana lui Iisus Hristos, el se simțea acum, el era convins de ceea ce v-am explicat eu astăzi la cateheză, pentru a fi și noi convinși de acest adevăr, că toate promisiunile s-au realizat, promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament s-au realizat în Noul Testament în persoana lui Iisus Hristos. Și Paul era convins de acest adevăr și de aceea se simțea el chemat să vestească tuturor neamurilor împlinirea acestor promisiuni. De aceea este și numit Apostolul Neamurilor. Iisus a venit să mântuiască nu numai pe evrei, din care se trăgea după trup, din neamul regesc al lui David. El a venit pentru toți oamenii din toate timpurile și iată-l pe Paul arătând acest lucru, mergând și străbătând mii de kilometri în condițiile de atunci, numai ca să-l facă cunoscut pe Iisus, numai ca să arate oamenilor că ceea ce Dumnezeu a promis s-a ținut de cuvânt și toate s-au realizat în Iisus, singurul mântuitor al lumii. Pe fondul împlinirii așteptărilor mesianice, toți ucenicii lui Iisus și primii creștini vedeau în persoana lui Iisus pe adevăratul Mesia, adevăratul Mesia, recunoscându-i demnitatea de fiu al lui Dumnezeu, primii creștini, care au fost educați, formați, cărora le-au vorbit apostolii și urmașii lor. Ei au recunoscut în Iisus pe Mesia și s-au închinat Lui, adunându-se la frângerea pâinii, cum ne adunăm noi la Sfânta Liturghie, pe care am pus-o în centrul atenției în anul liturgic pe care l-am început. Și noi, asemenea primilor creștini, dar trecând dată, făcând și o aplicație la viața noastră, mărturiseau primii creștini și discipolii cu tărie în văzul tuturor, în piețe și în amfiteatre, dacă era necesar, că după trup Iisus este Fiul lui Dumnezeu născut din descendența lui David, regele. Vesteau cu entuziasm că Iisus a adus mântuirea în lume. Mărturiseau cu prețul vieții lor, atât și-au dat viața, cu prețul vieții lor că după Duhul Sfințeniei Iisus a fost rânduit Fiul al lui Dumnezeu cu putere pentru a duce la îndeplinire planul de mântuire a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu din Evanghelie este așadar Iisus Hristos, Domnul nostru, Domnul, Stăpânul, unicul Stăpân. Vă reamintesc ce am pus pe tema mea episcopală, Tu solus Dominus, Tu singur ești Domn, Stăpân. El e Stăpânul nostru, singurul Stăpân. Chiar de la început, El a fost recunoscut și mărturisit drept Hristos, Mesia, Cel Uns, Domnul, Stăpânul. De exemplu, pentru primii creștini din Roma, numiți sfinți și iubiți de Dumnezeu, cum spune Sfântul Paul, veți auzi în lectura a doua duminică, expresia aceasta, Hristos este Domnul. Și asta reprezintă cea mai frumoasă profesiune de credință. Hristos este Domnul. Deci noi vedem în iesle un copilaș și ne place când vedem un copilaș, dar nu trebuie să ne lăsăm prinși numai de sentimente, că unii plâng poate când văd ieslea. Iisus nu ne cheamă la iesle să-L bocim. Ne cheamă să recunoaștem în El că e Dumnezeu care s-a făcut om, că e Stăpânul nostru, singurul Stăpân, singurul Mântuitor. Nu vreau, voiam să mai adaug câteva cuvinte, dar o să găsiți probabil și astăzi textele acestei cateheze și a catehezei despre Sfânta Liturghie, unde se explică în continuare despre ce înseamnă la Sfânta Liturghie omilia care se face după citirea textelor. Aceasta este cateheză, este o diferență între cateheză, omilie, predică.
omilia, rolul ei în cadrul Sfintei Liturghii, apoi mărturisirea crezului și rugăciunea credincioșilor. Dar vă las să citiți dumneavoastră sau de pe site-ul Episcopiei veți găsi toate aceste texte. Și mă opresc la ultimul punct, ultimul punct al catehezei din seara aceasta, și anume Familia Sfântă de la Nazaret. Vom avea sărbătoarea Sfintei Familii, așa o rândui Biserica, în prima duminică de după Crăciun. Sfânta Familie. Suntem purtați cu gândul la căsuța din Nazaret. Eu am fost de 4 ori în Țara Sfântă și de fiecare dată, alte ori chiar de 2 sau 3 ori în cadrul aceluiași pelerinaj, am fost la Nazaret și am vizitat de multe ori locul în care Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu, i-a vorbit Mariei, locul unde Iosif, înspăimântat, nu știa încotro să apuce, și v-am explicat astăzi, unde a avut loc misterul întrupării cuvântului. Acolo se scrie, o parte cred că ați fost în Țara Sfântă și ați văzut că scrie locul unde Îngerul Gabriel a venit să-i vestească Fecioarei Maria că va fi mama lui Dumnezeu, scrie, aici cuvântul s-a făcut trup. Noi spunem când facem Îngerul Domnului și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. O spune, aici cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Numai acolo se spune așa. Pentru că acolo a avut loc întruparea cuvântului, venirea pe pământ a lui Dumnezeu, în sânul feciorelnic al Mariei, Fecioara de la Nazaret. Și în această familie a lui Iosif și Maria, cel prea înalt și-a destăinuit puterea iubirii sale și a făcut să se întrupeze cuvântul vieții în persoana lui Iisus, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Acesta este marele mister al Crăciunului. Acesta este marele mister al întrupării Fiului lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem noi Crăciunul, creștini adevărați. Sigur, nu dăm cu piciorul, v-am explicat în lucrurile acestea frumoase, exterioare, dar nu ne oprim acolo, nu laicizăm Crăciunul. Trebuie să înțelegem conținutul profund, religios al Crăciunului. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne-a iubit și a arătat că ne iubește trimițându-L pe Fiul Său să ne mântuiască. Singurul care putea să ne mântuiască. Casa Sfântă de acolo, de la Nazaret, a devenit locul în care Maria avea să păstreze cu multă grijă cuvintele și faptele lui Iisus. Deși îi era foarte greu să-și explice misterul Fiului ei, spune Evanghelia, păstra toate în inima ei de mamă. Putem să intuim pacea și armonia care existau în Casa Sfântă de la Nazaret. Acolo totul e tainic, mereu vin pelerinii, tot timpul anului, și vizitează acest loc. Și noi am avut privilegiu, fiind deodată și cu Preasfințitul Aurel, într-unul din pelerinaje, să ne conducă chiar de desubt locul unde într-adevăr a trăit Iosif și Maria, într-o simplitate care, nu știu, te lasă așa, nu știi, îți vine să plângi. Acolo a trăit Iisus alături de Maria și de Iosif, Sfânta Familie de la Nazaret, Casa de la Nazaret. În această casă, Iosif și Maria se străduiau să creeze un climat familial, deși era în sărăcie. Se străduiau amândoi, Iosif și Maria, să creeze un cămil familial, un climat familial în care Iisus să se bucure de condițiile necesare pentru a crește în înțelepciune, în vârstă și în har, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Ce important este pentru dumneavoastră, părinților, și voi tinerilor care veți îmbrățișa viața de familie, majoritatea, ce important este ca într-o familie să știe soțul, soția, să creeze un climat familial în care să crească copiii în înțelepciune, în vârstă, în harul lui Dumnezeu. Este extraordinar de important. Iisus a împărtășit în casa părinților săi
viața obișnuită a oricărei familii, a parcurs o cale presărată cu fapte concrete ale vieții zilnice. S-a făcut om întru totul asemenea nouă, în afară de păcat. El se găsea în mijlocul oamenilor simpli și al celor dragi, un loc cu adevărat sacru. Casa, comunitatea și localitatea în care a crescut Iisus, alături de Iosif și Maria, se descoperau treptat înaintea sa, atât ca loc dedicat creșterii umane și experiențelor de fiecare zi, cât și ca spațiu privilegiat al manifestării Lui ca prieten al tuturor oamenilor și fiu al Tatălui Ceresc. Și trecem acum la noi ca să concluzionăm și o să vă provoc iarăși cu două întrebări, ca la fiecare cateheză. Toți suntem chemați să prețuim viața și misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Viața și misiunea pe care ne-a încredințat. Că n-am apărut întâmplător pe fața Pământului, totul e prevăzut în planul lui Dumnezeu. Fiecare avem un rol de îndeplinit pe fața Pământului. Două căi prin care putem să ne arătăm recunoștința sunt misiunea de a deveni sfinți și misiunea sau vocația de a fi purtător de pace în lumea de astăzi. În acest sens, vă propun să reflectăm asupra două întrebări. Prima, care sunt mijloacele pe care le am la dispoziție pentru a sărbători împreună cu cei dragi Crăciunul care se apropie? Solemnitatea nașterii Mântuitorului Iisus. Care sunt mijloacele pe care le am la dispoziție? Noi știm Sfânta Liturghie, că luni îl întâlnim pe Iisus. Spovada și împărtășania. Nu putem trăi Crăciunul cu inimă murdară, plină de răutate și păcat. Trebuie să ne iertăm unii celorlalți greșelile și să ne împăcăm cu Dumnezeu concret printr-o spovadă bună. Lecturile biblice, catehezele pe care le urmăriți dumneavoastră și cei care mă urmăresc pe internet acum, atâtea mijloace sunt, care le folosim, le folosim toți, cum le folosim, ca să putem trăi cu adevărat Crăciunul. Apoi a doua întrebare, care sunt gesturile concrete de caritate? Vedeți că ocazia Crăciunului și foarte frumos și lăudabil se fac atâtea fapte de caritate. Se adună, se fac pachete, se trimit la bolnavi, la săraci, admirabil, minunat. Eu să se întrebe fiecare, ce gesturi de caritate am făcut? Sau dacă n-am făcut, sunt gata să le fac, mai este o săptămână până la Crăciun, aproape o săptămână. Care sunt gesturile de caritate și de solidaritate prin care comunitatea creștină din care fac parte îl recunosc pe Hristos Domnul, pentru că în cel sărac, în cel care îi dăm ajutorul nostru, se identifică Hristos. De câte ori am dat eu lui Iisus și ce i-am dat lui Iisus în timpul, după posibilități fiecare, să nu uităm de gestul văduvei de la templu, a pus numai un bănuț, dar a pus strictul necesar. Și a dat mai mult decât cei care, parcă vedem, aruncau din prea plinul lor, că nu mai încăpeam nici în pungă câte parale aveau. Dar Iisus o laudă pe văduvă, a dat strictul necesar. Fiecare putem face gesturi de caritate ca să simțim din plin și cu adevărat Crăciunul, pentru ca să-L întâlnim pe Iisus în semenii noștri care duc lipsă, care au nevoie de ajutorul nostru. Ne despart așadar puține zile de sărbătoarea Crăciunului, să ne oprim puțin din iureșul faptelor noastre cotidiene și să ne pregătim bine sufletește și cu vrednicie pentru contemplarea în liniște a marelui mister al întrupării lui Dumnezeu. Să deruleze înaintea ochilor noștri momentele de sărbătoare trăite împreună cu cei dragi și cunoscuți în propria familie sau împreună cu rudele. Să ne amintim cum ne-am pregătit anul trecut pentru întâmpinarea nașterii lui Iisus și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile revărsate în familiile noastre. Aceste zile care ne-au mai rămas din Advent,
până la Crăciun ne conduc în pragul Crăciunului. Să devină pentru noi și cei dragi ai noștri o frumoasă, adevărată, creștinească pregătire pentru întâmpinarea venirii între noi a lui Emanuel, Dumnezeu cu noi. Amin. Vă mulțumesc pentru participare la aceste catehezi. Încercați să luați, cred că sunt și astăzi, foile cu textul exact. Bine, eu n-am luat cuvânt cu cuvânt, dar ca să înțelegeți mai bine. Și apoi cateheza cu Sfânta Liturghie. Și acasă, în zilele care au mai rămas, reveniți asupra celor auzite, pentru ca împreună să trăim ca adevărați creștini Crăciunul, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, preasfințite, pentru această învățătură. Simt așa că ar fi câteva întrebări, în schimb, în seara aceasta ne rezumăm la întrebările pe care preasfinția voastră ni le-a lăsat, cu acest angajament să punem în practică aceste învățături. Vă mulțumim pentru acest parcurs, ne pregătim și pentru ceea ce ne veți încredința în timpul postului mare, pentru că încă mai avem zile de advent, nu spunem neapărat Crăciun fericit în acest cadru, dar ne dorim să avem cu adevărat zile rodnice în această perioadă adventului, astfel încât, ajungând la sărbătoare, să fim mai înnoiți în credință. Vă propun să încheiem cu rugăciunea, după care ne pregătim să primim binecuvântare și, bineînțeles, și cântarea de încheiere, mulțumindu-le tinerilor care ne-au ajutat să cântăm și să ne rugăm și mulțumindu-i și celor care ne-au ascultat prin intermediul internetului și Radio Maria. Doamne Iisuse, cuvânt întrupat, înțelepciune veșnică, stea care răsari, mlădița lui Iesle, cheia lui David și sceptru al casei lui Israel, măreția Tatălui, lumina neamurilor și gloria poporului Israel, ajută-ne să te căutăm în fiecare zi. Doamne Iisuse, Maica Ta și mijlocitoarea noastră, Fecioara Maria, să ne învețe tăcerea plină de mister și umilință, iubirea generoasă, concretizată în ajutorul prompt, acordat necesităților celor nevoiași, în speranța care nu dezamăgește, în bucuria năstăvilită a inimii pătrunse de credință. Doamne Iisuse, Fiul Celui Preanalt, Dumnezeu Mântuitor, Rege al Regilor Pământului, Principe al Păcii și Pacea noastră, care coboră din cer între noi ca sacrament al reconcilierii și al renașterii, condui în credință pe copiii, tinerii și adulții din comunitățile noastre. Papa, episcopii și preoții să ne fie scut și pavăză în fața amenințărilor din zilele noastre. Doamne Iisuse, toți oamenii ar trebui să te cunoască pe tine, care ești Alfa și Omega, centrul istoriei și al cosmosului, Cel care îi descopere pe deplin omului adevărul despre sine. Doamne, pe Tine Te lăudăm, dreptate, libertate, solidaritate, adevăr și viață veșnică. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Știi să schimbi orice.
când pierdut simt numai rani și chin, răscolind orice pământ străin, mă tot chem la tine ca să vin. Tu nu uiți să mă iubești. Tu nu uiți să mă iubești. Te iubire, eu mă simt învins, simt puterea ta de nevoie.